Domnule Ioan Hureanu, sunteți unul din mari regizori ai Moldovei și ai Europei și ai lumii. V-aș ruga să ne spuneți o impresie la cald despre spectacolul pe care l-am urmărit la Sala Luceafărul. Ei, eu o să fiu subiectiv, pentru că dorul meu de teatru, mai ales acum când sunt pensionat, este enorm. Și am avut marea surpriză să revăd ceea ce descoperisem încă 25 de ani în urmă când l-am văzut, 26 de ani în urmă când l-am văzut pe Geo Popa venind încoace în turneu din Bacău și pe urmă am făcut un drum, tot în 90 am făcut la Bacău, așa că dumneavoastră cu acest spectacol m-ați făcut să mă simt mai tânăr cu un sfert de veac. De aceea am anumite, cum s-ar spune, amintiri frumoase. Și totodată, iată, privind, făcându-mi se dor de acești oameni cu care am conlucrat acum atâta mare de vreme, mi-am adus aminte de cuvintele lui Radu Beligan, cu care iarăși eram cunoscut încă de la Moscova, când lucram acolo, care a spus cuvinte atât de frumoase la adresa actorului, animatorului Geo Popa, care este un, cum da spune, o personalitate marcantă în cultura română, tocmai prin activitatea acestui centru de cultură, și am avut mare plăcere să văd un spectacol cu versurile lui Omar Khayyam, care pentru noi îl cunoșteam din traducerile rusești. Și iată acum îl ascultăm în limba noastră, în limba română, așa că felicitări și mulțumiri din toată inima. Și traducerea este direct din persoană, deci nu e prin intermediar. E mare lucru, vă spun, este un act de cultură nemaipomenit, felicitările mele, și așa cum am prevăzut atunci că Bacău este și va rămâne un important centru de cultură în întreg spațiu românesc, se adeverește. Vă mulțumim și, dacă timpul vă permite, vă așteptăm și mâine la dezbaterea legată de literatura română în contextul universalității. O să încerc. Mersi frumos. Mare drag, mulțumim.